Izvorul. Odată, trei călători o porniră împreună pe un drum lung și istovitor. Tocmai când li se făcuse foarte sete și obosiră peste măsură, dădură peste un izvor limpede care îmbia să-și astâmpere setea și să poposească pentru o clipă. Spre surprinderea lor, călătorii văzură deasupra izvorului o tăbliță pe care scria: "Faceți și voi precum fac eu." "Ați văzut, fraților?" spuse primul călător. "Eu cred că însemnătatea acestor vorbe este că trebuie să fim harnici precum izvorul, care își croiește neîncetat drum prin pământ, nisip și chiar stânci. Munca este cea care ne face mai buni." "Eu cred," spuse al doilea, "că izvorul ne învață cum să fim darnici cu cei din jur. Noi primim apa sandar, ca trei drumeți obosiți ce suntem, dar nu trebuie să-i dăm nimic în schimb. Așa trebuie să facem și noi cu cei din jur." "Sau," spuse al treilea, "izvorul ne atrage atenția la cât de limpede și curată e apa sa și ne îndeamnă și pe noi să avem o inimă la fel de curată." Călătorii se uitară unii la alții, discutară și nu căzură de acord care dintre variante era cea corectă. Stând lângă izvor și discutând, a apărut la un moment dat un moș neag încărcat de ani. Îi privi pe cei trei călători și spuse: "Eu cred că toate cele trei idei pot fi îmbinate. Pe oricare dintre ele o respect, este loc și pentru celelalte două." Moșneagul bău apă din pumn și plecă mai departe, iar călătorii rămaseră pe gânduri. Și-au dat seama că bătrânul avea dreptate.